Cum se prezintă vișinul? La această dată se prezintă foarte bine. Are, are muguri florali bine dezvoltați. Sperăm ca, care, sperăm ca în perioada de înflorire să nu mai fie ger pentru că anul trecut gerul a afectat foarte tare florile și implicit producția de vișine. Dar la această dată observăm buchete de rod foarte bine formate. Se preconizează a fi o recoltă normală, mulțumitoare. Eu aici am un vișin foarte bătrân. Are o vârstă de cel puțin 30 de ani, după estimarea mea. Dar, dacă condițiile atmosferice sunt prielnice, el produce în continuare vișine foarte bune. Sper să nu mai vină înghețul în perioada de înflorine. Și atunci vom putea discuta mult mai multe decât vom putem discuta astăzi.